Bună seara și bun găsit din nou în Lumea în Obiectiv la Radio Glas România, dar și pe Facebook. Suntem pe Mircea Cosel Bradosin. Această emisiune va apărea și pe Lumea în Obiectiv, dar și pe Radio Glas. Alături de noi în această seară o avem pe Ruxandra Miluna Cardoș. Îi spun bună seara și bine ai venit. Ne bucurăm să fii în premieră la Lumea în Obiectiv. Bună seara, Mircea, mulțumesc mult pentru invitație. Ca de obicei, cum le fac fiecărui dintre invitații mei, e să le fac CV-ul, ca să spunem așa, să știm despre ei câteva lucruri importante în care să te reprezinte pe tine ca persoană, să știm de unde te luăm și unde te punem. Da, sigur. Păi eu aș putea să vă spun în primul rând că sunt în prezent psiholog și sunt președintele Asociației Young Goldfish și așa ca și CV-ul meu, cum m-ai spus, vă pot spune că am fost la liceul Cervantes de spaniolă din clasa 1 până în clasa 12 și apoi am făcut facultate de comunicare și relații publice și cu specializare în publicitate. După care am lucrat în mai multe asociații și fundații și mi-am dat seama că mă preocupă și domeniul acesta, deci că vreau să fac mai mult, să ajut să fac ceva pentru ceilalți și am înființat asociația Young Goldfish și apoi am început și pe domeniul de psihologie. Am făcut facultatea de psihologie și m-am specializat pe psihoterapii cognitiv-comportamentale, ceea ce fac acum în prezent. Ok, asta înseamnă că ai o experiență bogată și un CV impresionant, ca să spunem ascultătorilor noștri și telespectatorilor noștri. Aș vrea să ne spui despre acest vis al tău care de fapt a devenit realitate, asociația Young Goldfish. Da, eu am, după cum am spus, am mai lucrat ca și voluntar în diferite asociații și fundații, în organizații care se ocupă de persoane cu dizabilități, într-o fundație care se ocupa de copii în general și mi-am dat seama că mi-aș dori să fac eu să conduc o asociație și am înființat asociația Young Goldfish fără să știu neapărat cum se face, cum se înființează o asociație sau cum se pot obține niște fonduri. În primul rând am înființat asociația și am început să lucrez pas cu pas să învăț cum se pot face lucrurile. Am lucrat cu voluntarii la început, după care am început să depun proiecte, să scriu ce vreau să fac și am depus foarte multe cereri de finanțare și au început să apară și proiectele. Am avut în primul an primul proiect câștigat prin concurs și în 8 ani, deja asociația are 8 ani de activitate în ianuarie. Are mai multe filiale sau ea se bazează doar pe un sediu la București? Este o asociație destul de mică, ca și membrii suntem o echipă mică, dar avem voluntari mulți și am avut și proiect și național, adică noi am înființat asociația pentru tineri în general, dar ne-am concentrat pe tinerii, copii și tineri care au nevoi speciale și am avut un proiect pentru copii nevăzători și care a fost făcut în parteneriat cu școlile din Arad, București, Buzău, Cluj, Iași și Timișoara.
Și am mers pe ideea să fie împreună cu voluntarii, adică să nu fie un proiect dedicat doar copiilor nevăzători, să conștientizeze tinerii și angajații din diferite companii cât de important este să se implice și să înțeleagă mai bine viața copiilor nevăzători și cum văd aceștia lumea înconjurătoare. De aceea s-a numit proiectul Călătorie în lumea mea. Da, îl puteți găsi și pe pagina de Facebook Lumea în Obiectiv, l-am postat acolo, pe Radio Glas și Mircea Cosă Brătosin, să vedeți exact videoclipul despre acest proiect. Mă gândesc că nu numai ăsta este proiectul pe care l-ai făcut în cadrul asociației de atâția ani, 8 frumoși ani, ne-ai putea spune de proiectele pe care le-ați realizat sau vreți să le realizați? S-a chemat Orient Express și a fost evenimente de zilele porților deschise în companii cum ar fi Oracle, Danone, Perfectur, Microsoft, AD Pharma, Institutul de Sănătate Publică. Deci au fost mai multe companii care s-au implicat și au participat cu persoanele de la resurse umane și i-au îndrumat pe tinerii să înțeleagă cum să-și scrie un CV, cum să se prezinte la interviu și ce trebuie să facă ca să fie angajați acolo și ce au fost și angajați care au povestit ce fac ei în fiecare zi la locul de muncă și prin ce probe au trecut ca să fie angajați. Apoi am avut un proiect pentru șomeri și persoane în căutarea unui loc de muncă, în care am oferit consiliere și orientare profesională și partenerii ofereau cursuri de formare în diferite profesii, dar cel mai frumos proiect a fost cel dedicat copiilor și tinerilor nevăzători. A fost un proiect emoționant și am construit și un studio de înregistrare audio unde am înregistrat cărți audio și au fost înregistrate cu voluntarii și le-am distribuit gratuit în bibliotecile școlilor cu care am avut parteneria din Cam copii. ce ați să zic, ce cărți ați făcut pentru special pentru persoanele nevăzătoare? Ce cărți ați citit? Au fost cărți recomandate de profesorii din școli, au fost și manuale de limba română, au fost desenul Fabule de la Fontaine, aceea a fost cea mai drăguță carte pe care am făcut-o, că a fost în română, în franceză, și au fost foarte mulți voluntari implicați în înregistrarea cărții. Au fost voluntari de la Orange. Proiectul a fost susținut de Fundația Orange și a fost obținut tot prin concurs. Și au fost și alte cărți care au fost, în special la recomandarea profesorilor, am înregistrat cărțile de care aveau ei nevoie. Spuneai de atâtea proiecte, care a fost proiectul cel mai de impact pentru asociația ta și de folos societății cu probleme cu vederea? Da, cred că acesta, Călătorie în lumea mea, a fost cel mai de impact pentru că a implicat peste 50 de copii și 50 de voluntari. Și au fost în pereche un voluntar și un copil nevăzător și au experimentat diferite activități, cum ar fi să-și ia interviu unul celuilalt, să prezinte un talent sau o pasiune și să încerce să-l învețe pe celălalt să facă diferite activități, cum ar fi să cânte la pian, să danseze, să acorde primul ajutor sau șah adaptat.
Au fost activități diferite și au fost și niște expediții, cum le-am numit noi, la Snagov, la Cluj, Iași și Timișoara, în care au vizitat diferite obiective, cum ar fi Salina de la Turda. A fost muzeul Grigorean Tipa, care este adaptat pentru nevăzători, și un centru de echitație la Timișoara, unde se face terapie cu cai. Foarte frumos. De-aia văzusem și proiectul Copiii și Caii. Da, acela este un proiect care ne dorim să-l facem pe viitor. Avem o colaborare foarte bună cu Asociația Hipoterapia, care are un centru de terapie cu cai lângă București, și ne dorim să facem mai mult să promovăm această activitate de terapie asistată de cai, pentru că se obțin rezultate foarte bune și rapid, în sensul atât de postură, deci mușchii și postura corpului, cât și emoțional, în sensul că copiii și tineri și chiar adulții au mai multă încredere în ei în momentul în care își dau seama că pot conduce un cal și se și împrietenesc cu calul. Este un adevărat prieten pentru ei și le oferă încredere în forțele proprii. Deci sunt multe avantaje din terapia cu cai. Da, Și un proiect frumos. Mă gândesc că mai sunt și alte proiecte pe care voi vreți să le desfășurați. care am avut niște grupuri de dezvoltare personală pentru elevii și studenți pentru tineri, la care au participat elevi din mai multe licee din București, dar și doi tineri nevăzători. Și a fost o fată care era de la liceul din Vatra Luminoasă și un băiat care era integrat în liceu normal și au participat alături de ceilalți elevi și au fost activități de genul cum să ne controlăm emoțiile disfuncționale, de genul frică, furie sau tristețe, cum să ne organizăm mai bine timpul, stilul de învățare, dar și consiliere vocațională, deci ce vrem să facem în viață și cum au fost și teme legate de consumul de substanțe, gen alcool, droguri și tutun și alte dependențe, cum ar fi de jocuri de calculator, că știm că tehnologiile ne ocupă foarte mult timp în ziua de azi, De acord, calculatorul. și pe partea reală mai puțin, mai mult partea virtuală, sunt înclinați tinerii să o acceseze. Da, așa este. Să înțeleg că asociația Young Goldfish se ocupă și oarecum de integrarea copiilor în societate, dar în același timp îi pune pe oameni să stea mai mult față în față decât în spatele tastaturii. Da, într-adevăr, este mai importantă relația dintre voluntari și copii sau tineri care au diferite deficiențe. Te-ai gândit că voluntariatul ar trebui încercat și de persoanele nevăzătoare să ajute alte persoane nevăzătoare? Da, sigur, asta este ideea. Chiar stăteam să mă gândesc că am văzut ieri prezentarea pe care mi-ai făcut-o despre discuția noastră pe care o să o avem azi și am văzut că ai spus cu problemele pe care le-am avut eu și totuși am reușit și într-adevăr eu am o problemă de vedere, dar este foarte interesant că eu nu mă consider ca o persoană cu probleme, pentru că toți avem problemele noastre. Absolut toată lumea are o problemă sau alta. Hai să vorbim puțin de problema ta de vedere, dacă tot ai deschis ușa acestei probleme, să ne spui exact de care e problema, dacă e din naștere dobândită, să știm Nu, puțin. nu este din naștere și asta vreau să spun.
spun că important e cum te consideri tu pe tine, dacă te vezi într-o categorie și cu o etichetă sau te consideri o persoană care poate să ajute pe celălalt. Și într-adevăr că eu nu am negat niciodată că am o problemă de vedere, ba chiar fac exerciții și caut întotdeauna lucruri, exerciții de pentru ochi, pentru mușchii ochilor și sunt diferite exerciții pe care le putem căuta și să ne îmbunătățim vederea, să facem pauze, să nu stăm la calculator o oră, să facem 10 minute pauză, să ne uităm pe fereastră sau la distanță mai mare. Dar, deci, ideea este să accepti dacă ai o problemă sau alta și să faci ceva în sensul să îți îmbunătățești sănătatea, dar să te gândești și că poți să ajuți pe altcineva, că ai anumite calități și resurse și talente și să le folosești ca să ajuți pe cei din jur. Să nu te gândești, ci să te concentrezi asupra unei probleme pe care o ai tu, să te gândești mai mult la cum poți face să-i ajuți pe ceilalți. Asta e interesant și în psihologie și psihoterapie, în felul cum gândești. Da, e un lucru bun că văd că mergi pe partea pozitivă. Eu sper că să înțeleagă și cei care ne aud și ne văd ceea ce tu spui, că e important să învățăm lecțiile succesului de la tine și să găsim acea cheie, pentru că de multe ori căutăm succesul, dar nu găsim cheia potrivită pentru a deschide ușa pentru a reuși în viață. De aceea aș vrea să ne povestești puțin din acest succes care la prima vedere spune că sigur nu ai probleme cu vederea și că de fapt succesul tău vine în urma unui om normal care nu are nicio problemă, dar de fapt problema lui el a făcut-o mică și a făcut ca succesul să devină mare. Da, de fapt orice om normal are o problemă. Deci absolut toată lumea e normală și are probleme, cu siguranță. Știi, era vorba, apropo de Teddy Nicula, dacă îți aduci aminte, el a spus-o că cândva într-un conferință că când ai spus cel puțin o dată în viață nu pot, deja ai o dizabilitate sau un handicap. Într-adevăr, este. Nu pot înseamnă o limitare și aceea o spui doar tu. Adică doar tu îți impui limita și la ce spui nu pot. Pentru că dacă spui nu există, nu pot, trebuie să încerc și poate nu-mi iese din prima, nu-mi iese din a doua, dar dacă tot încerc și muncesc și fac ceva în sensul, în direcția în care mi-o doresc, cu siguranță o să ajung acolo într-un fel sau altul, cu muncă multă și cu resurse proprii în primul rând și după aceea vor apărea și resursele din jur, adică oamenii care să te ajute, cum ar fi un grup de suport. Mie îmi place foarte mult ideea asta de grup de suport, în sensul că familia, prietenii vor fi alături de tine și de fiecare dată când vei avea impresia că nu mai poți, te vei întoarce la ei și vei discuta cu cineva apropiat și întotdeauna îți vor spune cum că tu ai reușit de atâtea ori, cum să nu poți? Sigur, o să reușești. Și asta îți dă suficient de mult ca să mai mergi încă puțin, să mai reziști, până când apare soluția la problema ta. Pentru că asta mă gândeam la ce ai spus, că noi n-am avut proiectele din prima mea ieșit. Am depus foarte multe proiecte până să iasă unul, adică au fost O muncă peste asiduă. 50 de cereri în care am scris, m-am gândit cum ar fi, ce mi-aș dori să fac, ce ne-am dorit să facem împreună ca să ajutăm să rezolvăm o problemă și după multe încercări am avut și proiecte câștigătoare. Deci
și cred că ar Da, asta e era. foarte important. Dacă un proiect a fost câștigător, deja a dat naștere la alte proiecte și proiecte câștigătoare, ca să le spunem așa. Aș vrea să te întreb dacă a existat vreodată în viața ta, în acest succes frumos pe care tu l-ai la vârsta tânără și plină de vigoare așa, gata, eu mă opresc aici, nu mai vreau să fac nimic, nu știu, cred că ai înțeles ideea, gata, facă cine o vrea ce o vrea, eu nu mai fac nimic, nu mai vreau, nu mai pot. Da, sigur, am avut și eu momente de genul acesta în care te gândești de ce eu, de ce mi se întâmplă mie, de ce îmi spun oamenii din jur nu. Dar ideea e că dacă te concentrezi pe ce e bun în viața ta, că sigur sunt lucruri, dar stăm să ne gândim, fiecare din noi a avut succes măcar o dată în viață. Și sunt convinsă că mai multe, adică, de exemplu, și faptul că ai fost la școală sau că ai terminat o școală sau că faci ceva care îți place, ai un talent, adică orice, și faptul că poți să asculti emisiunea aceasta și auzi cuvintele, asta este un lucru bun și dacă te sau faptul că vezi lumina soarelui. Deci sunt lucruri pe care, sigur, dacă stai să te gândești, le ai, sunt bune în viața ta. Și atunci, dacă te concentrezi pe acelea și încerci să faci o listă cu lucruri pentru care să mulțumești, atunci te concentrezi pe ce e bun și reușești să mergi mai departe. Se spune că Și cred trebuie să dai talentului tău viață și dacă știi că ai un talent, dezvoltă-l cât mai mult. Nu-l îngropa undeva, talentul tău, și fă din el ce poți mai bine. da, chiar vreau să te întreb dacă îmi dai voie să spun o mică poveste Da, eu cred rapidă. că poți să ne spui toate poveștile frumoase care le-ai reușit în viață. Timpul ne permite, nu-ți stă nimeni în cale, să știi. Da, era o poveste care am descoperit-o eu și mi-a plăcut foarte mult și aș vrea să o împărtășesc. Este vorba de o poveste care se cheamă Vasul Crăpat. Și este vorba despre o femeie care aducea apă de la izvor în două vase puse în stânga și în dreapta, de o parte și de cealaltă, și unul din vase era crăpat și nu reușea să aducă de la izvor decât jumătate din cantitatea pe care ar fi trebuit să o aducă. Și timp de 2 ani s-a întâmplat acest lucru, a adus doar jumătate din apă de la izvor acasă și într-o zi vasul crăpat s-a gândit să-i spună femeii supărarea lui și i-a spus: uite, eu sunt foarte trist și mi-e foarte rușine că nu am reușit să aduc decât jumătate din apă acasă, nu reușesc să fac decât jumătate din munca pentru care am fost creat. Și femeia a zâmbit și a spus: da, dar ce nu știi tu este că eu am plantat semințe pe partea ta a drumului și de fiecare dată când ne întoarcem de la izvor acasă, tu le uzi și au răsărit flori minunate pe partea ta a drumului. Și iată, în fiecare zi le culeg și mă bucur de ele. Deci, iată că fiecare dintre noi putem să găsim înțeles din această poveste. Fie că nu știm exact ce reprezintă, ce defecte avem și ce calități și cum le văd ceilalți din jur. Și pe de altă parte că nu știm niciodată ce efecte minunate au acțiunile noastre și se poate să aibă efecte mult mai bune decât ne-am așteptat. O să spun o întrebare mai dificilă, pentru că toate lucrurile astea bune vin de undeva.
Și când spun că vine de undeva, vin de undeva de sus, când am putea spune că Dumnezeu este creatorul a tuturor lucrurilor și poate să le facă pe toate și le face pe toate de la început până acum. Câtă influență are Dumnezeu în această cheie a reușitei tale, a succesului din viața ta? Da, cred că nu este deloc o întrebare dificilă, pentru că eu cred în Dumnezeu și cred că așa m-a creat în felul acesta, ca să fiu mai atentă la problemele celor din jur, să fiu mai sensibilă, să îmi doresc să fac mai mult, pentru că așa putem să ne câștigăm banii în multe feluri, dar eu cred că este mai important să ne câștigăm într-un mod în care lăsăm ceva în urmă și este ceva important pentru ceilalți din jur. Sper că am răspuns Da, la întrebare. întrebarea mea vis-a-vis de succes. Ce este mai important pentru tine în a face acest, să faci succes sau să fii de folos oamenilor? Da, dacă succesul poate fi măsurat în multe feluri, eu cred că succesul meu înseamnă să văd că după ce la sfârșitul zilei am făcut niște copii să zâmbească, am ajutat niște oameni să se descurce singuri, măcar am făcut un pas mai departe ca să fie independenți, să se descurce singuri în viață. Să comunice mai bine, poate să facă ceva în plus, și dacă am ajutat măcar puțin la asta și am schimbat viața în bine cuiva, asta cred că e succes pentru mine. Foarte frumos. Îi salutăm pe cei de pe Facebook, trimit mesaje frumoase de felicitări pentru această ediție și ție, Miruna, și cu siguranță ceea ce ai spus, să știi că are impact asupra fiecăruiei privitor sau celor care vor urmări această emisiune și după terminarea ei pe Facebook. Aș vrea să vorbim puțin despre succesul nevăzătorului în România, pentru că tu ai reușit și mă gândesc că nu te oprești aici, mai ai și altele pe listă. Până acum cred că doar ne-ai spus ce ai făcut, dar nu ne-ai spus încă ce vrei să faci și cum vezi lucrurile de a reuși ceea ce ți-ai propus. Da, eu mi-aș dori să fac mai multe activități în care copiii și tinerii nevăzători să fie implicați alături de alți copii și tineri care nu au probleme, da, știm cu toții că copiii și tinerii au întotdeauna probleme, dacă nu existențiale, de măcar de organizarea timpului, de învățare și alte tipuri de probleme, de emoții, de tot felul de probleme, dar ideea e că să-i punem împreună și să, în primul rând, că îi responsabilizăm pe tineri, să înțeleagă ce înseamnă să ajuți pe celălalt de lângă tine și, în al doilea rând, că mă ajută și pentru experiența lor, să arate că au făcut ceva, ca și pregătire profesională, mă refer, sau școlară și profesională, și dezvoltarea lor personală. Și deci doresc să facem, să organizăm mai multe grupuri de dezvoltare personală pentru copii și tineri, care să fie împreună cu copii nevăzători și copii de la licee normale. Și să vină împreună și să lucrăm pe teme, cum ar fi cum să-ți controleze emoțiile, discursul public sau alte teme care interesează pe ei, relațiile, Foarte, relații, foarte părinții. Frumos. Da. Și mai sunt grupuri de genul grup de suport, care pot fi... Da, să susțină unii pe alții în diferite proiecte, în problemele da, lor, în nevoile lor. Putem vorbi și de grupuri de suport a părinților. Deci părinții să fie într-un grup de suport, pentru că știm cu toții că pentru un părinte care are un copil cu un nevoi speciale este dificil, e o provocare în fiecare zi și
au momente în care se simt triști și simt că nu mai au forța necesară să facă față problemelor. Și un astfel de grup ar ajuta să fie părinții care participă la un grup de suport. Îi ajută să treacă mai ușor peste problemele cu care se confruntă în fiecare zi. Da, tu vrei să dezvolți educația și asta e un lucru bun. Pentru a avea succes este nevoie de școală și de aceea noi susținem ideea ca școlile de nevăzători să rămână în picioare. Pentru Ah, că... da, referam la activități în care să participe. Cu siguranță că școlile speciale sunt absolut necesare, în sensul că copilul învață orientare în spațiu, învață, deci sunt ore speciale, învață scrisul în brai, care nu o să-l poată învăța în școli normale, dar eu mă referam la activități pe care să le facă împreună, și să se integreze, să nu fie speriați de cum ar putea să reacționeze ceilalți din jur. Și având activități din acestea împreună cu alți copii din licee normale, acolo se creează o încredere în forțele proprii și se vor integra mai ușor pe viitor la facultate sau dacă vor să continue sau la locul de muncă. Da, mă gândesc că tu ai făcut școlile la școală normală și gimnaziu și primara și liceul, cu toate că ai avut probleme. Cum ai depășit situația asta? Pentru că important pentru unii prieteni de-ai noștri, pentru că majoritatea poate au boala din naștere, au făcut școlile la nevăzători, dar tu ești printre puținele persoane, cum și Laura Stifter și Petra Pintilei, a făcut la școală normală în București. Mă gândesc că și tu ai făcut cam același drum, l-ai avut. Da, în primul rând eu am grad accentuat și când am făcut liceul Cervantes am fost susținută și de părinți și de colegi, profesori, adică a fost un ajutor într-adevăr din partea liceului și a familiei, dar ceva normal să fac liceul Cervantes. Deci nu ai avut susținerea colegilor, te-au primit bine între ei, n-ai avut probleme, nu? Atunci nu se punea problema unor etichete, adică pur și simplu eu m-am simțit și mă simt și acum o persoană normală într-o societate în care oamenii sunt diferiți și au diferite probleme. Da, În sensul tu spui lucrul ăsta pentru că oamenii te-au privit normal și nu e singura persoană care spune lucrul ăsta, dar nu toți au fost întâmpinați cu atâta dragoste de ceilalți din jur sau atâta adaptabilitate din partea lor și atâta prietenie încât să te vadă un om normal într-o lume care părea totuși anormală. E bine, ești pe partea de pozitiv și ai putut ca apoi să mergi la facultate fără nicio problemă, cu un curaj debordant. Vreau să-ți explic că la clasele mai mici și chiar și liceu, copiii totuși au reticențe față de celelalte persoane cu o mică problemă mai vizibilă. De aceea, la facultate lucrurile se schimbă, oamenii sunt mai maturi, oamenii sunt deja conștientizează situația din jurul lor, pe când în aceste clase e mai dificil. Și eu spun mulți alți elevi care au trecut prin diferite chinuri de genul experiență, ăsta. adică nu putem să uităm când mi se spunea aragaz cu patru ochi, dar diferența e între cum percep tu, adică nu contează atât de mult ce fac ceilalți, contează cum te percepi tu pe tine și cum reacționezi. Dacă tu te consideri o persoană care reușește, care poate să facă diferite lucruri și bine, de fapt, atunci când ai o problemă sau alta, te concentrezi mai mult să demonstrezi că poți, să ai performanțe mai bune. Și
Dacă demonstrezi că tu ești o persoană care poate să facă multe lucruri, atunci te vezi și tu mai bine și începi să te vadă și ceilalți mai bine. Te văd așa cum ceea ce faci. Și atunci, deci în primul rând crește părerea ta despre tine și atunci și ceilalți din jur încep să aibă o părere bună. Pe asta trebuie să te concentrezi, care sunt gândurile tale legate de propria persoană. Te vezi ca pe o persoană slabă și care nu poate, sau te concentrezi pe ce poți să faci și uite câte lucruri poți să faci. Și atunci normal că te simți mai bine și. Bun, să înțelegem, uite, punem un caz în care tu faci bine, te lupți, dar vin anumite persoane să stai craca de sub picioare, așa să zică, doamne, ce vrei și tu, doamne? Ce faci în condițiile astea? Da, Cine am te trecut crezi tu? N-ai prin trecut pe asta. aici niciodată? Nu ți-au oprit alții bariere? Mai ales în proiecte cu asociația. Da, doamne, ce proiect e ăsta, doamne? Nu are nicio valoare, nu are nicio prindere. Ce te tot chinui? Nu ai primit niciodată o astfel de situație? Am întâlnit, sigur că am întâlnit. Știi care e secretul? Că eu am lucrat și în vânzări. Și în vânzări mi s-au făcut niște cursuri din astea și ziceau, tu trebuie să, ca să obții un da, trebuie să obții foarte mulți de nu. Și dacă obții un nu de la aceeași persoană de mai multe ori, trebuie să încerci și la altă persoană, să întrebi din nou ca să obții un da. Și deci e vorba doar de statistică, că trebuie să nu te simți descurajat dacă cineva spune nu, să mai încerci încă o dată și încă o dată și dacă acolo unde ai încercat de mai multe ori nu obții răspunsul pozitiv, încearcă și în altă parte. Și până la urmă o să obții ceva bun. Deci e vorba de cum privești lucrurile. Dacă o să vezi că nu acela e legat de propria persoană, adică mi-a zis nu, că mă consideră persoană proastă sau eu știu, să pui o etichetă din asta, sau o să spui nu, e încă un nu. Și trec mai departe, merg la altă experiență, la altă persoană cu care să încerc să o conving sau, știi, era vorba de vânzări directe. Dar cam asta e ideea. Și pot să dau un exemplu cum gândești când te duci să cumperi ceva și ți aruncă restul așa pe masă. Poți să gândești orică, iau de ce. Ce urât se poartă cu mine, are ceva cu mine, ce om, ce răutate, sau și suntem furii, deci emoția o să fie furie, clar, sau poți să te gândești săraca femeie ce serviciu nefericit are și cât de obosită o fi dacă mi-a aruncat așa restul pe masă, înseamnă că e și să o compătimești, să-ți fie milă de ea. Da, cineva îmi povestea ceva timp în urmă o chestiune. Mergea într-un loc destul de des, foarte bine, e persoană locomotorie. Gândește-te să fii frânt de la gât în jos, totul în regulă. Și cineva să vină la tine să spună pixul în mână. Te gândești, tu nu poți să scrii, ai degetele cum le ai. Acum, percepția este, ăsta își bate joc de mine? Sau mă crede un om normal? Și nu face odată, face de vreo două, trei ori lucrul ăsta. Cum percep lucrul ăsta? Cam așa ai făcut tu și ai văzut exact ca persoana respectivă care spunea că de câte ori venea, am înțeles ideea că el mă crede un om normal și nu o persoană care am o dizabilitate sau o problemă. Asta înseamnă un motiv în plus să spun și să vă spun, dragii mei, că contează extrem de mult cum pun problema. Eu aleg să mă supăr, eu aleg să zâmbesc, eu aleg să mă cred inferior, eu aleg să fiu egal cu ceilalți, eu aleg lucrul ăsta. De la mine pleacă lucrul ăsta. Nu de la X sau de la Y sau de la Z, ci totul pleacă de la mine din interiorul meu. Ce fel mă văd eu ca să pot să mă vadă societatea? Exact, e același principiu. Tot ceea ce gândești te face să ai o emoție sau cealaltă. Dacă în momentul în care se întâmpla situația aceasta, care ai dat-o ca exemplu, se gândea,
poate omul acela, poate n-a făcut cu răutate, poate nu știe, poate nu își dă seama, poate trebuie să ceră ajutorul, să-i spun ce problemă am și ce am nevoie. Sau poate să fie într-adevăr cu răutate și atunci cu ce ajută să te înfuri. Adică te gândești ce poți să faci, poți să-i ceri ceva, pentru că dacă o să-i ceri, în mod clar trebuie să-ți dea ceva, să te ajute într-un fel. Da, deci idei cu ce gândim, ce pot să fac sau să te înfurii și să nu obții nimic în plus. Adică te Momentul cel mai gândești greu ce. în viața ta care a fost? Dacă poți să ne spui, momentul cel mai dificil care a fost cel mai greu de trecut? Cel mai greu de trecut a fost un moment în care m-am îndoit de mine și m-am gândit că nu pot să reușesc și atunci m-am întors să vorbesc cu oamenii apropiați, cu părinții, cu prietenii, cu persoanele care mă iubesc și și m-am sfătuit și sigur că ei îmi spun mai că o persoană dragă, întotdeauna o să spună cum că tu ai calitățile astea, tu ai mai reușit și altă dată, uite ce ai reușit, uite-te în urmă ce reușite ai. Și atunci, ușor, ușor, încep să treci peste dispoziția aceea de tristețe sau de dezamăgire că n-ai reușit ceva. Pentru că vorbim de succes, vorbim și de cel mai mare succes al tău. Care este? Ei, cred că un succes în sine este faptul că am reușit să înființez asociația aceasta Young Goldfish și că m-am gândit cum să-i ajut pe tinerii ca să reușească să-și îndeplinească visele, ca visurile, ca să spun așa asta. Asta mi se pare important să ajutăm un tânăr sau tinerii în general, să-și dea seama că pot face mai mult și să le acordăm încredere, să-i învățăm, să facem ceva pentru persoanele din jurul nostru. Și asta era ideea cu peștișorul de aur, Ian Goldfish, Da, ne că poți spune, pentru că multe întrebări am primit, ce înseamnă peștișorul ăsta de aur sau ce vrea să însemne da, Goldfish, Young, ce legătură are tineretul cu tinerii, de fapt, tineretul, partea asta cu peștișorul de aur. păi, ideea a fost că era un banc din acela că peștișorul de aur îndeplinește trei dorințe. De fapt, nu sunt trei dorințe, sunt nelimitate și, de fapt, nu ne îndeplinește peștișorul de aur, ne îndeplinim fiecare din noi, adică să ne stabilim exact ce vrem, ce ne dorim și să încercăm să facem în fiecare zi câte ceva ca să fim mai aproape de visul nostru. Deci peștișorul de aur nu face decât să îi îndrume pe tineri și ca să ajungă mai aproape, să-și descopere talentele, calitățile și să ajungă mai aproape de visul lor în fiecare zi să facă ceva. Pentru că dacă nu faci nimic, cu siguranță nu o să se întâmple nimic. Dacă faci ceva, poți să reușești, poți să ai un eșec, poți să mai ai un eșec și până la urmă să ajungi să ai o reușită și să fii din ce în ce mai aproape de ceea ce îți dorești. Îi provoc și pe cei de pe Facebook care se uită sau ne ascultă să ne pună întrebări pentru tine special, dacă au, și noi să le răspundem. De ce nu? Ce zici? Zic că sunt perfect de acord și dacă ești de acord și tu, aș putea să mai spun o poveste. O poveste, dacă e reală și din viața ta, nicio problemă. Da, cred că este legată mai mult de felul cum gândim noi și este o poveste care am Care te-a cules și motivat pe tine, nu? care se cheamă Arta Posibilului. Să auzim povestea.
Este vorba despre o fabrică de pantofi care a trimis doi specialiști într-o zonă din Africa și au vrut să vadă dacă se pot extinde. Și unul dintre cei doi specialiști a trimis un mesaj foarte trist, foarte dezamăgit și a spus: nicio șansă, n-avem nicio șansă de extindere, nimeni nu poartă pantofi. Iar celălalt, al doilea specialist, a spus plin de entuziasm, triumfător: extraordinar, șanse nelimitate de extindere. Nimeni nu poartă pantofi. Deci, practic, era aceeași realitate. Nimeni nu purta pantofi. Și gândul pe care l-a avut fiecare din ei i-a făcut să aibă o emoție de tristețe sau o emoție de bucurie. Asta cred că este secretul succesului și ca și psihoterapia cognitiv-comportamentală este să înțelegem ce gândim și să încercăm să schimbăm gândurile noastre și să le transformăm în gânduri realiste, în primul rând, și gânduri care ne sunt folositoare și așa ne schimbăm și emoțiile. Vreau să te întreb ceva care ți-a rămas în mintea ta, așa, pe suflet, un lucru care nu-l vei uita niciodată când ai reușit în viață, lucru care vei zice, Doamne, uite, lucrul ăsta clar va rămâne și va rămâne mereu o motivare pentru mine de a merge mai departe. Când, de câte ori îmi voi aminti, va da încă un plus de putere de a merge mai departe. Da, cred că un lucru care mi-a rămas în memorie și mi-am dorit să merg mai departe. Apoi au fost de fapt câteva mesaje pe care le-am auzit, le-am și scris în filmul Ce vezi, legat de proiectul acela Călătorie în lumea mea cu copiii nevăzători. Au fost niște lucruri pe care le-au spus niște copii. Una dintre fetițe, Raluca, a zis că era singură cu voluntarii, adică fără părinți. Părinții rămăseseră acasă și noi am organizat o expediție la Snagov și erau grupați pe perechi, un copil nevăzător și un voluntar. Și ea a spus: ce bine e fără părinți. Eu pot să mă descurc și singură. Ce nu știu eu foarte bine e să mă spăl pe cap. Că eu am multe fire de păr. Și mi-a spus: știi că poți să le pui toate împreună și să te speli pe cap. O să reușești și asta într-o zi singură. Și asta mi-a arătat că, uite, că o experiență de genul acesta poate să ajute un copil să se simte mai independent și să poate să meargă mai departe pe viitor. Deci o singură experiență de genul acesta de o zi sau două poate să conteze pentru viitorul ei. Câtă influență are părintele asupra succesului copilului lor care are o problemă cu vederea? Are o influență foarte mare. Deci, familia, părinții, profesorii, da, părinții în mod special, pentru că petrec cel mai mult timp cu copiilor. Și, de exemplu, un lucru foarte important este să îi încurajeze și să le spună lucruri pozitive, să le scoată în evidență calitățile lor și talentele. Și un alt lucru cred că ar fi foarte important pentru copiii nevăzători, dacă părinții ar avea mai multă încredere decât au și să-i ajute să meargă cu bastonul alb și să se orienteze mai bine în spațiu, deși în București e mai greu să faci asta pentru că e circulația pe străzi așa cum este, dar la Iași am văzut foarte mult la Târgu Frumos că se folosește foarte mult bastonul alb și se orientează bine pe stradă și își capătă mai multă independență. Adică în loc să-i țină de mână
părintele să exerciteze mai mult în spațiu închis, dar și în spațiu în aer liber, unde au cât de cât siguranța că nu dau mașinile peste ei sau nu se întâmplă cine știe ce. Ideea e că dacă nu ții de mână și îl ghidezi prin voce, asta am văzut că fac și profesorii foarte mult, dar dacă ar avea și părinții mai multă încredere să-i pună în situații în care să-și dobândească independența mai ușor și mai mult. Oxana Turculeț din Italia, de fapt locul ei vine din Republica Moldova, ți scrie următorul lucru. Să rămâi mereu puternică și să mergi mai departe, mult succes în tot ce îți dorești tu. Da, mulțumesc mult pentru încurajare. Mă Este o bucur. persoană cu dizabilitate locomotorie, ușoară. Ca să vezi de unde vine așa încurajarea pentru tine și felicitarea. Da, mulțumesc mult. Chiar îmi fac deosebită plăcere astfel de mesaje și sper că am putut să ajut și eu puțin, măcar prin cuvânt. Cu siguranță, dacă ne povestești ceva care a fost cel mai amuzant în viața ta, pentru că cu siguranță sunt și lucruri amuzante care îți destind viața și ne fac așa fericiți. Că în succesul ăsta există și parte mai comică, așa, mai întâmplări de astea, mai neprevăzute așa. Fiecare zi cred că eu am un dar de a fi veselă tot timpul. Bine, am și momente în care sunt tristă, fără îndoială, dar am o atitudine așa și o dispoziție în care încerc să fiu și sunt destul de des veselă și mă bucur și din cele mai mărunte lucruri și de, eu știu, de o experiență în natură și de... Da, te întrebam de o experiență mai amuzantă, așa, mai ales că succesul ăsta, după succes, după succes, succes, există și momente când ți se întâmplă lucruri care, așa, apoi râzi de ele după ce atunci te panici sau, eu știu, nu ți s-a întâmplat niciodată lucruri mai trăznite, așa? Păi, să ne povestești și nouă, măcar așa, să creăm așa o atmosferă a succesului mai veselă, că până acum la fel de pozitivă și să rămânem în aceeași notă. Da, cred că nu îmi vine în momentul ăsta o întâmplare amuzantă, dar veselă, cred că a fost când am fost, de exemplu, la o biserică dintr-un sat vânători, unde am adus cadouri la copii și preotul din biserică de acolo le-a dat, era și moșul acolo, Moș Crăciun, și le dădea daruri copiilor. Și după aceea, la sfârșit, deci eu organizasem activitatea împreună cu voluntarii și la sfârșit zice, ei, și veniți și dumneavoastră și spuneți o poezie, ceva, o poveste. O poezie, a zis. Și eu zic, aoleo, o poezie? Nu, dar nu, mie nu-mi dați cadou, lăsați. Și a zis povestea cu vasul crăpat și erau și copii din sat de acolo și erau și copii nevăzători și a fost foarte amuzantă situația, în sensul că mi-a fost în prima fază nu m-am așteptat deloc la o întâmplare de genul ăsta și după aceea mi s-a părut foarte amuzant și drăguț în același timp că n-am spus o poezie, că nu mă știam, nu-mi venea în minte atunci o poezie, ca și acum nu-mi venea în minte o poveste așa amuzantă, dar am spus povestea aceasta și au fost toți, le-a plăcut foarte mult și au fost inspirați. Da, aș vrea să te întreb cum, pe ce poziție vezi persoana nevăzătoare în România? Dacă mai trebuie ceva sau ar trebui scos ceva, ce crezi că lipsește sau
mai trebuie pus, eu știu, trebuie scos sau pus în plus, eu știu, lucruri care le-ai observat tu ca și președinte o astfel de asociație dedicată nevăzătorilor. Și ca persoană care tu întocmai ai nevoie, pentru că și tu ai nevoie, indiferent de situație, ca să te descurci mai bine. Asociația pentru tineri în general, ca să se implice tinerii în problemele comunității. Sunt și alte probleme legate de copii, tineri sau mediul înconjurător. Ideea e că să se implice cât mai mulți voluntari în problemele de care sunt pasionați. Nu știu, poate unii sunt pasionați de câinii, alții de mediul înconjurător, de curățenie, alții de educație civică, drepturile omului și pe mine m-a pasionat mai mult partea cu copiii și tinerii nevăzători pentru că mi s-a părut mie de suflet și important pentru mine. Și cred că ce ar fi nevoie mai mult să fie conștient fiecare dintre noi că poate să ajute și printr-un zâmbet și printr-o faptă bună în fiecare zi și să încerce să ajute într-un fel sau altul, fie că se implică într-o organizație non-profit unde sunt mai multe persoane, adică dacă se strâng mai multe persoane la un loc, cum sunteți și voi în asociație, se reușesc mai multe. Și în plus ar fi să se strângă și mai multe asociații împreună. Noi îți facem invitația publică la asociația Ridică-te și umblă. Oricând ai timp, cu mare drag, mai ales că duminică 13 noiembrie 2016, de la ora 13 în Mitropolita Softei 22B, o nouă întâlnire a Asociației Ridică-te și umblă București. Tema spune: cum ai putea schimba tu lumea din jurul tău? Asta e tema care ne este pusă în față pentru întâlnirea a persoanelor cu dizabilități în cadrul Asociației Ridică-te și umblă, unde te invităm și pe tine cu mare drag să faci parte din familia Ridică-te și umblă și, de ce nu, o familie care să meargă către lucrurile bune de care are nevoie societatea. Da, mulțumesc mult pentru invitație și sper să fie mai multe asociații care lucrează în comun și să obținem mai multe rezultate și mai mari împreună. Da, Monica Tivadar îți scrie următorul lucru: felicitări, Dumnezeu să te binecuvinteze și să-ți dea multă sănătate și putere să treci cu bine peste toate încercările. Și un zâmbet frumos ți trimite cu drag. Mulțumesc pentru urare și sper să vă urmărească și în continuare, pentru că faceți multe lucruri minunate și vă doresc mult succes și vouă ca asociație. Da, pe final așa, aș vrea să ne dai cheia succesului persoanei cu dizabilitate vizuală în România, dacă poți, și ai rămas restantă cu ceva, să ne spui care sunt nevoile de accesibilitate pentru persoana cu probleme de vedere în România. Da, într-adevăr este o temă foarte vastă și la final de emisiune acum. Da, dar noi putem să mai prelungim, deci nu-ți fă griji dacă ai ceva mai mult de spus vis-a-vis de accesibilitate. Eu chiar te rog, pentru că conduci o asociație dedicată tinerilor nevăzători și lipsește astfel de lucruri. Eu chiar te rog să poți spune mai mult, pentru că timpul meu nu e limitat, ca să înțelegi ideea, și nu stă nimeni cu foarfeca la timp. Îți spuneam și înainte de a intra în direct și când am vorbit lucrul ăsta. Da, cred că cel mai important ar fi pentru accesibilizare să existe angajatori care includ softurile vocale și demărirea scrisului la locul de muncă și fie prin unitățile protejate, fie prin cât și asociația Young Goldfish este acum unitate protejată autorizată și poate să
ajute la accesibilizarea aceasta și cred că cel mai important este la locul de muncă. Ca să aibă acces o persoană nevăzătoare la un loc de muncă unde se poate lucra și pe calculator și adaptează scrisul, este nevoie de softuri vocale și de mărirea scrisului în funcție de problema de vedere, dacă e vorba de nevăzător total sau de deficiențe de vedere. Și, după cum ți-am spus, noi, ca unitate protejată, autorizată, oferim servicii de cursuri de formare, dar și serviciile de consiliere psihologică și psihoterapie, dezvoltare personală pentru angajații din firmele, companiile cu peste 50 de angajați și chiar și instituții publice pot fi care au peste 50 de angajați și pot primi diferite servicii. Ar fi, am organizat un curs de prim ajutor, de exemplu, sau cursuri de comunicare, de vânzări și cu fondurile pe care le obținem prin unitatea protejată, autorizată, le putem folosi pentru integrarea socioprofesională și educativă a persoanelor cu dizabilități. Și da, eu mă concentrez în special pe problemele de vedere, dar și pentru alte dizabilități am avut și persoane care au participat la proiectul cu șomerii, care erau persoane cu dizabilități locomotorii sau cu deficiențe mentale. Da, sunt lucruri multe, cred că, de spus, dar cu siguranță vom găsi un alt spațiu pentru a dezvolta puțin nevoile astea, pentru că sunt nevoi mari. Și în cadrul emisiunilor de la Radio Glas, cine ce face, te așteptăm și acolo, în cadrul acelei emisiuni realizate de colegii noștri Magda și Cristi, unde pun exact punctul pe i a nevăzătorului în România, a problemelor esențiale, nu numai a nevăzătorului, dar și a locomotorului și a celorlalte persoane cu diferite nevoi speciale. De aceea rămâne ca noi să descoperim cheia, acum ne dai cheia, trebuie să ne dai cheia, că până pleci trebuie să ne dai cheia succesului. Da, cred că fiecare trebuie să descopere cheia succesului. Tu trebuie să ne dai câteva repere spre cheia aia, că dacă nu s-ar putea să rămânem doar cu clanța și nu e bine. Da, nu mă referam că în funcție de ce înțelegi. Ce înțelege fiecare. Câteva repere cum te-ai descurcat tu, da? Părinții te-au ajutat pe tine, e un lucru esențial. Cred că ai avut motivarea părinților. E unul din jumătate de sfert de chei, nu? Sau ceva de genul. Da, sigur, a fost un lucru important acesta să fie familia alături de și preocupată de dezvoltarea copilului. Dar e, cred că e metoda ABC-ului, să zic așa, adică fiind evenimentul activator, adică o situație obișnuită din viața noastră de zi cu zi, B-ul fiind convingerile, gândurile și ceea ce gândim și C-ul consecințele, adică ce se întâmplă, emoții, comportamente și noi ce putem să schimbăm este gândirea, gânduri. Bun, dar să știi că și societatea are un rol important, felul în care te acceptă spre succesul tău. Da, cu siguranță, dar ce putem noi să schimbăm, fiecare dintre noi, nu putem să schimbăm societatea în ansamblu. Putem să schimbăm doar ce gândim noi. Asta cu siguranță putem să controlăm ce gândim noi, să devenim conștienți de ce gânduri avem și să le schimbăm. Și apoi o să avem și emoții în funcție de ceea ce gândim. Da, se spune că noi am putea exact să facem ca societatea să ne vadă cu alți ochi, nu e prin prisma ceea ce facem noi, prin trăirea noastră, prin devotamentul nostru, lupta noastră și tot ceea ce înseamnă ambiție,
către succes. Dacă ne ducem până la capăt și facem lucrul ăsta, vom reuși. Dacă gândim că este posibil și facem și ceva în fiecare zi ca să ajungem mai aproape de ceea ce ne dorim, cu siguranță o să avem și emoții pozitive și o să și avem rezultate concrete că s-a întâmplat ceva bun. Și cu siguranță Dumnezeu e cel care oferă la fel un sprijin mare în tot ceea ce noi vrem să facem. El este de partea noastră la tot ce este bun și frumos pentru noi și pentru societate. Da, fără Dumnezeu nu se întâmplă nimic. Adică, de fapt, când pornim la ceva, se spune cu Dumnezeu înainte. Nu, așa e. Adică. Da. Un gând de final către dragii noștri privitori și ascultători. Da, știu. E o vorbă care am auzit-o și mi-a plăcut foarte mult. Este să gândim bine și când nu știm ce să facem, să facem bine. Dacă ceva ți-a rămas în minte și n-ai reușit să ne spui sau ți-a venit în tocmai, ți-ai adus aminte de ceva, ai libertatea de a spune fără doar și poate să știi că nu, ți-am spus că nu stau cu foarfecul. Dacă ceva ți-a adus aminte și vrei să spui ascultătorilor și este important și nu vrei să ratezi, ai momentul ăsta să-l faci în momentul ăsta. Da, mi-aș dori foarte mult să spun acum la final să căutați pagina Miruna Cardu și pagina asociației Young Goldfish.ro și veți vedea acolo, veți găsi proiecte, activități și oportunități de voluntariat. Și pe pagina de Facebook Young Goldfish, site-ul este într-un cuvânt Young Goldfish cu un singur G, tânăr și Da, pescuit eu neolitic. am pus site-ul tău pe pagina de Facebook Mircea Cosel Brătoșin, Lumea în Obiectiv și Radio Glas România. Le găsesc și acolo și cele două videoclipuri de cu Da, proiectele. mulțumesc. Deci câteva lucruri au, dacă doresc, apoi își pot deschide. Și clar că ești etichetat în programul nostru aici. Și ei te vor găsi repede, 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 dacă doar dau click și gata. Mă bucur să aud asta și mai puteți să găsiți și emisiunile pe care le realizez eu. Se cheamă emisiunea Gânduri și Practici Bune și sunt pe teme de sănătate. Eu lucrez și la Institutul Național de Sănătate Publică ca și psiholog și temele au fost de hipertensiune arterială, obezitate, tutun, efectele alcoolului, droguri, și pe vor urma și altele care au fost înregistrate deja și urmează să fie încărcate pe YouTube, pe teme de mobilitate, sănătatea vederii. Ziua Mondială a Vederii a fost pe 13 octombrie și sănătatea mentală. Astea sunt teme, au Da, fost dar pe 3 publicate. decembrie trebuie să ai ediție specială că e zi mare, nu? E ziua internațională a Să avem o persoanei cu emisiune. dizabilitate. Da, cu siguranță sunt multe și am văzut acolo emisiune Întâlnirea cu Sufletul, o poveste frumoasă a ta, cum ai realizat multe lucruri, felicitări pentru tot ceea ce faci. Mulțumesc mult. Mulțumim lui Dumnezeu că existi și că poți face societatea să zâmbească și să îi pui la treabă, de ce nu, în același timp, și să le redescoperi scopul, să le redescoperi țintele și să îi faci să ajungă la succesul pe care tu l-ai reușit prin propriile puteri, dar și cu conștiință că Dumnezeu e cu ei. Și în același timp îți doresc ca fiecare proiect din inima ta pe care l-ai să ducă la final. Și să ne mai auzim și cu alte proiecte și cu alte idei noi și, de ce nu, parteneriate cu Asociația Nevăzătorilor, cu Asociația Ridică-te și Umblă și cu celelalte asociații care se ocupă de persoanele cu dizabilități în nevoi și, cu siguranță, împreună vom reuși, așa spuneam și vinerea trecută, când situația școlii de la Buzău era într-o
stare delicată când copiii erau luați de către stat, adică de DGSAPC Buzău, și acum bucuria noastră este mare că directorul a fost demis și copiii au revenit din nou în sânul familiei, în grija lor, părinților, și copiii din nou sunt fericiți și e un lucru îmbucurător să anunțăm acest lucru la Radio Glas România, unde s-a discutat acea seară la cine ce face. Asta este un lucru mare, împreună cu președintele Asociației Nevăzătorilor Tupiluș. De aceea e un lucru mare și mai ales că te ocupi de lucrul ăsta, am vrut să-ți dăm vestea asta în direct și pentru tine. Da, mă bucur să știu că se rezolvă Mai ales lucrurile. că tu te ocupi foarte mult de copila și ai vrea să-i vezi zâmbind, fericiți și energici, așa cum îi știm noi. Da, cu siguranță, asta e cel mai important. Îi și cunosc că am lucrat și cu liceul de la Buzău și știu că și doamna directoare și profesorii de acolo sunt foarte dedicați și se ocupă de copii. Și copiii sunt Apropo de foarte. doamna Adriana Leca, este și psiholog, deci oarecum aveți ceva în comun. Da, o cunosc personal pe doamna directoare. Adică am văzut că se implică foarte mult și. Da, e foarte atașată de copii, un suflet mare, așa, care Dumnezeu a pus pe inima ei să lucreze cu copiii, să fie acolo la A, momentul și. potrivit. Și în București, la fel, sunt foarte preocupați și profesorii și doamna directoare. Da, peste tot în celelalte centre care le are școlile de nevăzători, se luptă fiecare ca să scoată din copii cât mai buni. În proporție de 90%, 95% sunt copii de mare valoare care au reușit în viață prin aceste 6-7 școli. Mulțumesc Da. încă o dată, Miruna, și cu ascultătorii mei să știi că mă mai întâlnesc în această seară. Vom vorbi în continuare pe la ora 20 sau 21. Succesul pe care Dumnezeu ne-l dă, cineva s-a gândit în această seară să ne explice ce și cum, Lavinia Stoian. După ora pe care v-am menționat-o, rămâneți alături de noi, revenim cu mare entuziasm și mare bucurie. Numai bine! Mulțumesc mult pentru invitație și să ne revedem cu bine!